Pentru ce ați votat, doamna? Am votat pentru oamenii minunați ai acestei țări, am votat pentru oamenii pe care i-am redescoperit în aceste săptămâni și de care sunt tare impresionată. Am votat pentru oamenii care cred în corectitudine, în adevăr, în muncă cinstită, în educație, în bun simț. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au mobilizat și au ajuns la vot. Am demonstrat că suntem mulți și suntem puternici. Vreau să-i rog pe cei care încă nu au ajuns la vot să facă acest lucru. Votul dumneavoastră este foarte important pentru noi toți. Vreau să vă rog să fim vigilenți astăzi, să nu le permitem să ne fure votul și vreau să vă rog să credem că noi putem, așa cum am demonstrat până acum, așa putem să facem și de acum încolo. Vă mulțumesc tare mult tuturor celor care au luptat în aceste alegeri, care au crezut în oameni cinstiți, în oameni corecți, care s-au mobilizat. În special le mulțumesc foarte mult concetățenilor noștri din diaspora care parcurg sute și mii de kilometri ca să ne ajute pe noi să construim aici acasă o viață mai bună. Mobilizarea